Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi live aici pe Metropola TV. Este joi și stăm de vorbă despre etapa din Superliga care stă să înceapă. 30 din 30, mai precis, se dă bătălia finală pentru locurile de play-off și discutăm despre partidele care s-au înghesuit toate. Cine are mai multe televizoare, norocul lui, ca să se poată uita la mai multe partide odată mâine seară. Discutăm despre aceste meciuri cu dragii mei colegi Ionel Luțan și Dacian Varga și invitatul special de astăzi, Mihai Teja. Bine ai venit, Mihai, pe la noi. Bine ați revenit, dragilor. Ziua. Mulțumim, dragă Alice. 30 din 30. Am împachetat puțin și sezonul s-a regulat. S-a terminat rapid, dar ultima etapă cred că n-a mai fost. Meciurile astea 5, nu cred că au mai fost. Înghesuiala așa mare n-a fost niciodată, cred. Parcă au fost 2 sau 3, dacă nu mă înșel. 3 au fost anul trecut. Nu? Da, sezonul trecut au fost 3, dacă nu mă înșel. Parcă și acum vreo 2 sau 3 ani a fost la fel, tot la fel. Cineva cu gaz metan, dacă mi-aduc bine aminte, s-a bătut până în ultima etapă. Da, dar că acum 5... 3 maxim. 3 maxim. Da, 3 maxim, da. Dar încheierea este una foarte, foarte frumoasă. Sunt 5 echipe care luptă pentru 2 locuri. Favorite cele 2 grupări care sunt acum acolo, Farul și respectiv Ucluj. Sunt la mâna lor, dacă câștigă Farul, cred că și un rezultat de egalitate îi poate duce acolo în zona de play-off. Etapa completată de această dispută atât de așteptată, Arena Națională Rapid FCSB, un meci care atrage toate privirile și în cadrul căruia Rapidul poate spera în continuare la titlu dacă câștigă. Dacă FCSB-ul ia toate cele 3 puncte, pare Mihai Teja cam greu să se mai schimbe ceva, dar dacă Rapidul câștigă, cred că partea următoare a campionatului va fi una foarte atractivă. Da, într-adevăr, FCSB are un parcurs foarte bun anul acesta și o continuitate, o constanță în evoluții, în randament, în performanțele pe care le-a făcut, meciurile câștigate. De aceea mi se pare cea mai, până în momentul de față, cea mai bună echipă. Cred că și pe teren a arătat lucrul acesta. Rapid, într-adevăr, am crezut că poate să se apropie de FCSB sau măcar lupta să se dea în 2-3 echipe. Aici îmi doream să fie și CFR implicat, dar greu, nu văd o constanță în evoluții și o forță în jocul celor 2 echipe. La Rapid mă așteptam foarte mult, era un meci totul sau nimic cu Universitatea Craiova. Un meci în care dacă și arăta forța, dacă și arăta, pentru că au un lot destul de bun, niște jucători cu multă calitate, au o bancă de rezerve foarte bună, dar încă nu au omogenitate. Și nu au o forță de grup, o forță a grupului deocamdată. Nu, cel puțin sunt meciuri, acasă joacă foarte bine, unde sunt susținuți de către public și de către suporteri. Sunt foarte, foarte puternici acasă, dar în deplasare nu au arătat aceeași calitatea jocului, aceeași determinare. Așa văd eu Rapidul. Și este destul de greu. Acum, într-adevăr, în meciul direct, dacă câștigă cu FCSB, se mai poate apropia la o diferență mai mică de puncte, dar totuși este destul de greu, pentru că, am spus, nu văd o echipă în momentul de față, deși anul acesta au existat premisele ca să poți să, și pentru, aici mă refer și la Universitatea Craiova, existau premisele să se bată la campionat, pentru că au un lot destul de bun, dar întotdeauna se întâmplă ceva acolo. Deci anul acesta, mai mult ca niciodată, FCSB a arătat forță, deoarece nici nu a avut contracandidate. Adică dacă până acum era CFR Cluj și te băteai cu o forță a fotbalului român. Craiova. Chiar și Craiova, exact. Acum anul acesta n-a mai avut o echipă cu care să se lupte și atunci, normal, situația a fost mult mai facilă pentru FCSB. Cel puțin până acum. Până acum. E singura echipă care, mă refer la FCSB, care a avut așa o constantă. Exact. Deci n-au avut fluctuații de meciuri, cum am văzut, de exemplu, la Rapid, care Rapid acasă joacă foarte bine, când iese în deplasare este altă echipă. Exact. La fel și CFR-ul. La fel, s-a schimbat. Fac 2-3 meciuri bune, apoi după aceea 3-4 meciuri, la fel. Dar factorul cel mai important, din punctul meu de vedere, este omogenitatea pe care FCSB o are. Ori acest statut este foarte, foarte important și la alte echipe, cum spune și Mihai, de exemplu Rapid, de foarte multe echipe a câștigat pe realizări individuale. Pentru că este calitate, dar la FCSB omogenitatea lotului arată că acest parcurs asta este a făcut și la CFR. Asta a făcut și la CFR. Și pot spune, nu neapărat FCSB, nu neapărat cu un lot
mult mai bun decât anii trecuți pe care l-a avut, pentru că... Da, dar e același nucleu. Dar e același nucleu, s-a, cum spune și Nelu, omogenitate mult mai bună, la fel, și parcă și vestiarul un pic mai unit. Normal, până la urmă, victoriile aduc victorii și o atmosferă bună în vestiar. Asta este clar. Dar îi văd mai mult ca niciodată motivați. Din celălalt punct de vedere, și aici mă refer la celelalte echipe de care spuneai tu, Alice, care se bat la play-off, într-adevăr, lupta e frumoasă pentru noi cei din afară, e super, exact, pentru suporteri, pentru telespectatori, da? E foarte frumos, pentru că sunt 5 echipe, cum spuneai și tu, care se bat la play-off, ceea ce campionatul devine mult mai atractiv, poate, da? Fotbalul, hai să spunem, mai bunicel, nu neapărat extraordinar, dar până la urmă n-ai nimic de pierdut decât trebuie să te califici în play-off, și cred că pentru UTA este o realizare foarte mare, pentru Petrolul la fel ar fi fost o realizare foarte mare, se mai bate pentru Hermannstadt, pentru Sepsi, pentru Cluj, sunt niște performanțe. Nu aș vrea totuși să intre în play-off echipe care doar se mulțumesc exact, cu play-off. Exact, adică și-au realizat obiectivul. Am mai văzut echipe de genul ăsta și ne aducem foarte bine aminte. Corect, un Clinceni, exact. Care tot la fel. Un voluntar care a intrat în play-off și apoi... Da, Clinceni, Dacian, atunci era într-o... prim bravo. An. O vorbim, Mihai și Dacian și Dragalis, atunci că eram și implicat la Clinceni, situația financiară era dramatică și de aici poate că acel... Acum echipele de care vorbim, mai toate au stabilitate și prezența lor în play-off, fie că vorbim de Șepși, de UTA, da, Ionel, de Hermannstadt, cu siguranță dau culoare acestui play-off. Dar ce treabă are situația financiară când mai aveai 10 meciuri, 11 meciuri și erai în play-off? Jucai cu cei mai buni. Jucători neplătiți de câteva luni. Nu aveai ce să faci decât trebuia să joci ca după aceea să poți să pleci. Motivația trebuie să existe la un nivel, la play-off trebuie să existe. Adică dacă neplătiți de 8 luni, nu știu ce motivație mai puteau avea în play-off, a fost o realizare extraordinară că echipa aia în condițiile alea a mers acolo. Hai să luăm puțin echipele despre care menționam anterior, pentru că, așa cum spuneam, patru echipe, de fapt, sunt acolo la un loc, să zicem, asigurat, dar vorbim și despre echipe care, acum, dacă e să calce strâm, cine știe ce se poate întâmpla. Și prima partidă care se desfășoară mâine de la ora 20, FC Botoșani și Farul Constanța, echipa campioană din sezonul trecut, care întâlnește echipa de pe ultima poziție. Mihai, crezi că își consolidează Farul locul de play-off prin această partidă? Nu știu, nu sunt atât de sigur. Matematica bate pe toată lumea, iată. Da, nu sunt atât de sigur. Mi-aș fi dorit ca Farul să se califice matematic în play-off cu o etapă, două înainte sau cu mai multe etape, pentru că Farul este campion al României. Eu cred că ce face Gică Hagi acolo sunt lucruri extraordinare. Într-adevăr, în ultimile meciuri n-am mai văzut o echipă Farul atât de puternică și să nu uităm că a primit golul în minutul 83, cred, cu CFR Cluj, da, când putea să-și asigure matematic etapa trecută loc în play-off, ceea ce, din punct de vedere psihologic, este o presiune. Nu e ușor, nu este ușor să te duci în deplasare să joci la Botoșani, chiar dacă este ultima clasată. A fost acum... ceva surpriză totuși sezonul acesta și FC Botoșani. Da, dar fiecare echipă care este angrenată, și vedem aici, unele echipe sunt angrenate pentru play-off, altele sunt angrenate pentru retrogradare, altele pentru titlu, deci lupta este strânsă și atunci cu fiecare echipă care joci nu există un dezechilibru atât de mare. Și este adică nu pot să spun că Farul se duce și câștigă la Botoșani așa fără nicio problemă. Va fi foarte greu. Dar în schimb depinde de ea Farul. Și Farul și Ucluj depinde de ele. Adică dacă arăți ce spunea și Dacian mai devreme, domne, când ai asemenea meciuri, nu cred că mai contează banii. Nu știu dacă nu mai contează că ești plătit, nu ești plătit de 3 luni, de 5 luni, când joci un meci în care să fii în play-off, în care să faci performanță. Da, pentru dar nu că, e cazul aici, că la Farul nu există astfel de probleme. Și nici la Ucluj. Și nici la Ucluj. Sunt echipe dar care vreau să spun vis-a-vis de ce spunea Dacian, când ai performanța în față, și Dacian știe asta pentru că a fost acolo și a simțit lucrurile astea din teren, când ai o performanță în față, nu știu dacă te mai gândești, bă, stai că joc pe 3 lei sau pe 5 lei. Nu, joc ca să câștig campionatul, joc să câștig o cupă, joc pentru imaginea mea. Pentru atinge un anumit punct exact, din cariera mea, un anumit obiectiv. Poate vreau și eu ceva mai mult. Exact, exact, pentru imaginea mea, pentru familia mea. Sunt lucruri care nu poate, nu pe toți îi ating numai banii sau numai, da, ok,
că banii sunt un efect a ceea ce faci tu pe teren și o răsplată a ceea ce ești tu pe teren și ceea ce arăți pe teren, asta e bonusul, este clar. E bonusul faptului că tu ai făcut o alegere de exact. A avea o profesie care și că ai făcut performanță. Exact, de a avea o pasiune care să-ți exact. Aducă exact. Și n-au cum dacă exact. Faci performanță, exact. Este imposibil exact. Să nu vină și bani. Dar eu mi-aduc aminte, plătit. Domnilor, mi-aduc aminte, frumos spune Mihai Teșa, dar mi-aduc aminte de perioada în care discutam împreună și nu știa Mihai Teșa la Cluj-Napoca dacă jucătorii vin la antrenament. Da. Și atunci, într-o asemenea situație, ce să le mai cer, dragă Mihai, acelor jucători când intră pe teren, nu? Te duceai la antrenament, tehnicianul și nu știai dacă jucătorii pe care tu îi pregătești, în condiții absolut inumane, să spunem, clar. Nu veneau la antrenament și atunci... Clar, neplătiți salarii, dar atunci era altă situație. Era o altă situație și sunt momente la echipe în care, într-adevăr, eu am fost și știe și Dacian. Dacian a jucat la o echipă, la Sportul, nu? Unde se plătea în parpalace și în telefoane mobile și așa mai departe. Dar am trecut cu toții prin momentele acestea. Era dar foame, când ajungi la anumite meciuri în care poți să faci performanță și decisive pentru tine ca om, nu știu dacă te mai gândești la lucrul acesta. No, și de aceea... să cred că da, te, mai da, da. Te motivează banul. Și... nu, te motivează când ești pe teren acolo și vezi exact, importanta exact, meciului, importanta exact. Meciului și pentru ce joci. Dar aici sunt anumite meciuri. Nu, da, nu poți să spui contextul că tot timpul este ești, diferit. Contextul este diferit. Dar de aceea spun, bătaia este foarte strânsă. Este, echipele sunt apropiate ca și nivel. Nu cred că există o echipă superioară. Poate Steaua a demonstrat un pic, dar... și Steaua a câștigat cu 1-0, sunt vreo 4-5 meciuri cred că a câștigat la o da, diferență la de un perioadă gol. Chiar s-a impus exact, de multe destul la, de greu. La limită. Într-adevăr, domină, dar eu cred că Petrol putea să scoată mai mult. Cât trebuie. La fel, nu știu cu cine a mai jucat, adică Botoșanu putea să scoată dacă mai mult în meci cu FCSB. Mult, da. Petrolul mai mult, adică n-a fost un dezechilibru total. Cum vedem, de exemplu, în Anglia. City spulberă tot. Da. Sau, noi nu avem deocamdată... Echilibrul ăsta la el exact. Acasă, da. Bine, da. Părerea mea, cred că dacă Farul Constanța nu reușește să câștige la Botoșani... Nu mai ai pretenții la play. Ai pretenții de play-off. Corect. Da? Da, adică s-ar putea să fie nevoie și de un rezultat de egalitate. 4-5, joacă locul 5 cu ultimul loc. În contextul unor rezultate favorabile, Farul s-ar putea angaja în play-off și la un rezultat de egalitate. Bănuiesc că Gica Hagi va merge evident la victorie, fără capitanul Ionuț Larie, o absență importantă acolo în defensivă. Să nu uităm că Anton Botoșanu furnizează marea surpriză și egalează pe final de partidă la Farul, dar cred eu, Mihai Teșa, că maturitatea celor de la Farul Constanța ar trebui să se vadă. Exuberanța celor de la Botoșanu, echipă care se agață de orice șansă, este notabilă, dar cred că experiența pe care o au o mare parte dintre jucătorii Farului Constanța ar trebui să se vadă și Farul să se întoarcă de la Botoșanu ca și ocupanta unui loc de play-off. Da, normal este favorită pe hârtie, da? Să vedem acolo. Eu zic că presiunea și mai mare este a celor de la Botoșani. Pentru că ei trebuie să joace doar la victorii. Nu-i liniștește sau nu-i mulțumește cu nimic un rezultat de egalitate. Așa că eu zic că 3 puncte pentru Botoșani sunt vitale pentru ei. Asta este părerea mea. Iar de partea cealaltă, Farul Constanța, cum am spus cu toții, da? Este la mâna ei și cu un rezultat de egalitate poate să... Eu nu cred că se aventurează să zică Hagi pentru siguranță. Nu, nu, nu. O situație, o ecuație matematică pe probabilități dacă ceilalți au rezultate în favoarea... De când am început fotbal de la 7 ani până când m-am lăsat, niciun antrenor nu a venit în vestiar să-mi spună astăzi jucăm la egal. Că nu știu cum e asta să pregătești o partidă. Adică nu știu, eu unul personal n-am auzit din gura unui antrenor. Astăzi dacă vreți... Nu există, adică... Să spună, să intre antrenorul. Nu există tactică. Exact. Nu există tactică pentru așa ceva. Corect. Pentru că este normal să-ți dorești la fiecare meci. Și mă bucur că e Dacian aici, îl cunosc și el chiar a făcut o performanță foarte bună și a jucat la un nivel înalt. Când intri pe teren, trebuie să-ți dorești să câștigi. Eu cred că... Mentalitatea asta și ca jucător și ca antrenor, nu trebuie să existe nimic altceva să te împiedice decât să arăți că ești mai bun decât... Păi Mihai, asta o spun și eu de fiecare dată. În fiecare echipă, indiferent de armele pe care le are la dispoziție, se pregătește o dată săptămâna pentru a câștiga partida, chiar dacă pleci cu șansa a doua. Evident. Ionel, o să te opresc un pic, sigur, ca să discutăm despre următoarele partide după foarte puține minute de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit, dragilor, și trecem la următoarea partidă. Așa cum spuneam, avem 5 partide care se dispută vineri de la ora 20. CFR Cluj și Hermannstadt Sibiu. Asemenea echipei de care vorbeam anterior, Farul Constanța, Hermannstadt vrea să ocupe un loc de play-off. Pe lângă CFR, are asigurate acolo punctele. Da, din punctul meu de vedere, Hermannstadt are cel mai greu meci.
deplasare. Primul că este în deplasare, în al doilea că joacă la CFR. Un CFR care nici el nu se află într-o situație foarte bună și cu punctele mă refer și vine și după un meci făcut foarte slab la Constanța. Dar eu, unul, dacă aș fi fost acum jucător la Hermannstadt, m-aș fi dus 3 puncte fără niciun fel de probleme. All-in, ori iau 3 puncte, ori iau 3, ori dau 3, sincer, pentru că e un singur meci. Da, nu mai nimic de pierdut. Exact. Da, dar care se duce cu un ascendent moral, ultimele două partide în compania CFR-ului au fost câștigate de Hermannstadt, ambele la limită, una chiar în gruia. Adrian Mutu vine după 4 partide în care echipa se arată parcă mai bine, este neînvinsă, nu? Hermannstadtul și-a mai pierdut puțin așa din Constanța pe care a avut-o altă dată. Da, o partidă care cred că e deschisă oricărui rezultat, dar cred că CFR-ul totuși, și mă uitam și îmi place când cel care conduce clubul vine cu ideea asta, Cristi Balaj a spus ieri, domnilor, nu uitați că suntem obișnuiți cu locul 1. CFR-ul n-a abandonat, n-avea cum lupta la titlu. Și atunci pune presiune mare pe meciul ăsta, foarte important, punctele, dacă rămân la Cluj-Napoca, ajută CFR-ul să rămână acolo și în contextul partidei Rapid FCSB. Deci fiecare echipă are mare nevoie de victorie. Se anunță practic un meci spectaculos. Și Hermannstadtul are un stil plăcut așa ochiului, nu? Mi-ai? Estetic, așa, ofensiv. CFR-ul, probabil că Adrian Mutu din mers mută unde trebuie ca echipa să se arate din ce în ce mai bine. Sunt premise pentru o partidă interesantă, misiune grea, cred eu, pentru Hermannstadt. Și eu vreau să-i felicit pe cei de la Hermannstadt pentru că, în special, Marius Mărdărășanu și Dani Coman, pentru că pe ei cunosc. Vorbim și de continuitate, ei sunt oamenii, da, și omogenitate. Ei sunt oamenii cei mai importanți, sunt normal, sunt și finanțatorii acolo și cei care investesc, dar cred că ei sunt artizani a tot ceea ce se întâmplă la Hermannstadt, luând această echipă din Liga 2 cu un lot de Liga 1. Deci în Liga 2 cu un lot de Liga 1 și au păstrat acest lot. Eu cred că 80%, exact, dacă nu chiar 90%, exact. Sunt aceiași jucători de 3 ani. De 3 ani. Acolo. Ceea ce înseamnă extraordinar. Și se și vede. Cum se vedea omogenitatea la Farul Constanța? Corect. A câștigat campionatul anul trecut. Adică omogenitatea înseamnă foarte mult. Iar ei au avut o strategie foarte bună și această strategie a mers. Marius Mărdărășanu a făcut lucruri extraordinare și a menținut echipa. Lăsat. A fost lăsat. Că și ei, dacă mă întreb pe mine, și ei au fost așa... De aceea și vorbesc de tandemul Dani Coman Mărdărășanu. Sau vorbesc de tandemul Cornel Schweitzer, Leo Grozavu. Adică ce înseamnă să ai oameni în spate care să te susțină. Corect. Care să fii lăsat, care să poți să produci. La fel pot să mai dau un exemplu, Mircea Rednic Mezar sau primăria Aradului, care au fost tot timpul pe acum 7 etape, 8 etape, îi strigau demisia lui Mircea Rednic. Mircea Rednic era... Dar vrei să spun ceva, Mihai? Și iată, dacă nu era Mircea Rednic, eu cred că orice antrenor era dat afară. Da, nu? Exact. Pe asta vreau să spun. Iată ce înseamnă continuitate, sprijin din partea conducerii și să poți să te lase să... Că de-aia te-ai ales, exact, Mihai, să lucrezi. Să lucrezi, să-ți impui filozofia și ideea ta de joc. Sunt oameni care... Și lucrurile trebuie să iasă, n-au cum să nu iasă. Sunt dar dacă oameni te cunoscători grăbești... care știu, bă, dacă la după Mihai Teja, la echipa mea, cam asta vreau. Și omul ăsta se încadrează în filozofia mea, că spunea de Schweitzer, spunea de Dani Coman. Este cel care l-a dus pe Mărdărășanu. Mărdărășanu care înainte de a merge la Sibiu semnase, exact, cu formația brașoveană. Nu era Dani Coman acolo. Când, exact, Dani Coman a preluat echipa, Marius, mergi cu mine. A renunțat elegant la contract cu cei de la Brașov și a mers, exact, acolo. Pentru că se știau cele două părți. Asta înseamnă foarte mult. Atunci... Să ai pe cineva în spate care să te susțină și să creadă în munca ta. Pentru că până la urmă președintele de club nu este numai vede munca antrenorului, se mai duce la antrenament sau este directorul sportiv, vede... Mai ales dacă ai un președinte care înțelege fotbal. Care înțelege fotbal. Și atunci, rezultate. Exact. Și atunci e mult mai... Deci cei de la Hermannstadt au făcut niște lucruri, o strategie foarte bună acolo. Aici vreau să-i felicit. În primul rând. Unu. Doi. Lucrul negativ, ca să spun așa, ar fi să intre o echipă în play-off, o echipă care este în insolvență. E un pic mai dificil. Deși din punct de vedere al statutului e un pic o contradicție? Nu, da, nu ar fi corect pentru echipele din play-off. Pentru că, până la urmă, insolvența, știm cu toți ce ni s-a întâmplat și ca antrenori și ca jucători, nu este chiar prietenoasă așa cu performanță. Adică n-ar trebui să existe în Liga 1. Eu cred că n-ar mai trebui să existe în Liga 1 echipe în insolvență. Dani Coman spunea că mai sunt doar foarte puțin bani de plătit și că îi poate plăti oricând.
Da, da, degeaba poate să-i plătească. De vreo 300 de mii de euro. Da. Nu, era situația, deci financiară, ei stau foarte bine în momentul ăsta. Dar el a spus lucrul ăsta la începutul campionatului. A spus că poate plăti banii ăștia și echipa să iasă din insolvență. Nu știu exact de ce n-a făcut-o. Era vorba de vreo 300 de mii de euro pe care Hermann Stadul în acest moment chiar iare. Insolvență ești așa, ești mai acoperit, ești păturica pe tine, ți-e călduț. La insolvență e altceva. Eu știu ce înseamnă insolvență. De exemplu, Gaz Metan Media și-a intrat în insolvență după care în faliment. Eu am pierdut foarte mulți bani acolo. Ca și alții, nu? Toți cei care am fost acolo, jucătorii. Și ideea e că s-a intrat în insolvență și în faliment după ce s-a salvat echipa de la retrogradare, în care clubul a încasat, normal, banii, un milion și ceva sau cât a fost, din drepturile TV, după care, după o lună, două, intri în insolvență, după care intri în faliment. Adică, nu prea înțeleg. Rapid, așa, nu prea. Înțeleg. Și atunci, și cine au fost cei păgubiți? Tot cei care au reușit care au să salveze greul. Exact, să salveze și care au adus această banii, echipă. Jucătorii, care oamenii care lucrau în staful medical, toți oamenii care au fost acolo, să știți, au fost păgubiți. Deci lucrurile astea cu insolvența pentru mine au fost... Da, că l-ai trecut, l-ai traversat acolo. Da, eu am mai fost și la Cluj în insolvență atunci, tot așa. Dar foarte greu. Adică insolvența, ce spune și... este o lege în care un pic acoperă niște lucruri sau, nu știu, protejează pentru pe unii cei și, de sus. Da, și cei care sunt implicați, jucători, stau pe la... Pe, mi se pare că și Vasile Maftei mai era pe la masa Credal, a câștigat campionatul, a dat golul câștigării campionatului, după care nu li s-au mai dat banii pentru că s-a intrat în insolvență. Nu știu. Chestii din asta nu mai lucruri, fie, da, lucruri de care da, nici sperăm să nu se mai întâmple. Să da. Mai văd echipe de Liga 1 în insolvență. Da. Și nici insolvență? De Liga 2, da. Până la urmă, corect, nu ai capacitatea de a te gestiona, nu trebuie să intervină legea insolvenței ca să te pună, să poți să te gestionezi, ci te dai la o parte, vin alții și când ești pregătit pentru a avea un management bun și a te gestiona foarte bine, atunci intri în Liga 2. Atunci eu cred că nu putem condamna echipele de Liga 2 care nu vor să promoveze acum, pentru că ele nu sunt pregătite. Nu. N-au infrastructură, n-au stadion și n-au ce le trebuie. Sigur. Atunci au făcut un campionat oarecum de anduranță pregătind ceea ce urmează. Decât să te duci acolo, să n-ai banii necesari, să renunți după două etape, să n-ai stadion, să mergi nu știu pe unde și să renunți, nu? Sunt de acord. Din punctul ăsta de vedere, dar... Okay. Dar de ce să intre atunci în play-off echipele care nu poate să promoveze? Asta e altceva, de ce să aibă drept de a intra asta, în play-off? Da. Asta nu înțeleg la Liga 2. O altă anomalie care aici n-ar trebui adevărat, să se... Dacă vrem ca sportul să fie sănătos, ca fotbalul și orice fenomen sportiv să se dezvolte sănătos, n-ar mai trebui să fie lucrurile bine, acestea. Pentru asta ar trebui schimbată legea, că din ce am înțeles, nu poți să... oprești o echipă să nu joace, că asta înseamnă că ar fi trebuit că îi termină meritul pe locul sportiv, 3, meritul adică... sportiv, da, din ce am înțeles. Dar pentru asta trebuie schimbată o lege sau legi, mai multe legi. Nu... Păi, dar uite, o să ajungem și la o partidă următoare. Adică totuși noi încercăm să facem mereu comparația asta. Dorim să ajungem unde trebuie, dar factorul financiar e important, că vom ajunge și la partida de la Ploiești. Păi Petrolul acum la jocul cu cei de la Șepși, în care oaspeții sunt montați pentru victorie, pentru că sunt acolo. Petrolul, marea problemă este că are nevoie de 500.000 de euro în acest moment pentru a obține licența. Și nu este singurul club. Eu cred că multe echipe de Liga 1 în acest moment lucrează la dosarul de licențiere și Mihai Deja, Dacian Varga și Alice au mari probleme financiare. Dar de ce și atunci... nu se știa de lucrul acesta? Adică eu înainte să încep campionatul, eu trebuie să știu bugetul, pentru că, hai să spun ceva, în Belgia... În România nu prea cred că la începutul campionatului în Belgia, Mihai se știe bugetul. Păi nu, dar și ar trebui. Și ar fi senzațional. Uite, de exemplu, cum e în Anglia. Cât ai 25 de jucători, ce salarii ai? Da, garanțiile sunt depuse la începutul campionatului. Perfect, ai salarii de 200 de milioane. Ia bagă ăștia 200 de milioane de euro în cont. Păi de unde să-i bag? E adevărat, dar atunci cum putem să facem? Și ne întoarcem, Mihai, că ești antrenor și ne întoarcem la continuitate și eu că o să ajungem cu Alice la partida de la Petrolul. Spuneai de omogenitate. Păi omogenitate, tu ai niște jucători importanți. Și eu spun cazul Petrolului, da? Curtați de câteva echipe importante. Ei poate că ar vrea să rămână, nu? Acolo. Tu spuneai că antrenor de omogenitate. Ori dacă n-ai siguranța asta, nu? Tu pierzi la finele sezonului 3-4 jucători importanți. Pentru că ei se uită la tine, mă, stai puțin, că sunt probleme. Mă duc la Craiova, unde acolo tot managementul e pe asta dacă vorbeam. Nu ești eu stare să ții jucătorii. Exact. Eu de management vorbeam. Pentru că e foarte important când pleci la drum. Și eu, de exemplu, când plec la piață, și eu aș vrea să iau și niște mere mai frumoase, că sunt mai mari, și niște... Dar depinde câți bani am în buzunar.
buzunar, adică ce pot să iau pentru mine, ce e valabil pentru mine. Și mai ales la începutul campionatului nu mai declar play-off, ne batem la campionat când eu știu că am 2 lei în buzunar și s-ar putea peste 5 etape să... Aici este, pentru că fotbalul este un fenomen social și atunci vin suporteri și strigă demisia la antrenor pentru că a promis că intră în play-off, a promis că ia campionat. Și s-a întâmplat anul trecut cu FC Argeș, care era promisiunea lor era să intre în primele 6 și au retrogradat din păcate. Și Astra la fel, când am fost atunci în campionatul, trebuia... Deci după campionatul regulat, era la un punct ca să intre în play-off, după care a retrogradat cu Eugen, cu Neamboi, când au fost. Și avea o echipă foarte bună. Adică sunt lucruri... Eu cred că managementul e foarte important aici. Cum manageriez? De ce? Nu neapărat... Și simțul realității. Ce pot eu să scot de la echipa asta sau de la antrenorul ăsta sau de la jucătorii aceștia? Da, Mihai, pentru că aici discuția este mult mai amplă, adică în fotbalul românesc. Pentru că punem în balanță venirea unui investitor privat care vine, ajută și vrea să scoată banii, sau mare parte dintre cluburi care sunt susținute din bani publici. Și atunci discrepanța asta, alunecarea asta permanent, aduce la situație de genul ăsta, pentru că mă refer la cazul Petrolul. Petrolul este una din puținele echipe care nu este ajutată absolut deloc de primărie și Consiliul Județean. Ori vine toată partea asta pe cel care investește, nu este deloc ușor să ții o echipă de Liga 1, și atunci da, intervin problemele astea. Pe bun, și atunci... paralelă, iartă-mă, Mihai, că te-am întrebat, ca să și trecem la partida celor de la Petrolul, care joacă cu Șep și OSK. Știm foarte bine că acum cei de la Sepsi au nevoie de mare de cele 3 puncte ca să poată să-și asigure locul. Deci, făcând o paralelă, vă las din nou să... Ce mi-ar fi plăcut să fi câștigat situația... Petrolul cu FCSB-ul, să aibă amândouă șanse la play-off. Și ai pe care canal să lași televizorul. Era un meci senzațional, Petrolul. Sunt per convins, chiar vorbeam cu Ionel, stadionul siguranță era plin, adică... Ar fi scos toate armele la înainte. Da, normal. Dar și acum... Petrolul care joacă bine acasă, sub îngrijirea publicului, mai rău este în deplasare. Și acum Petrolul abordează la victorie, chiar dacă n-are vreo șansă. 100%. Eu cred că a făcut un parcurs bun față de ce spuneam, pentru că toată lumea își dorește play-off-ul la Petrolul. Pe ce bază? Nu, Mihai, n-au declarat asta. Okay, obiectivul este locurile 7-9. La fel, antrenorul trebuia să fie înlocuit și mai departe. Eu cred că Petrolul a avut un parcurs bun. Pentru la ce condiții sunt. Adică, din punct de vedere financiar, eu știu și condițiile în care de infrastructură de la Petrolul, pentru că am fost acolo. Precare. Și atunci, la ce condiții de pregătire ai? La ce condiții financiare ai? Păi atunci ești foarte bine. Și atunci noi fiecare dacă ar ieși și ar spune, domne, noi din punctul nostru de vedere ne-am atins obiectivul, suntem foarte bine, jucătorii, staff-ul și-a făcut treaba până acum, până în momentul de față foarte bine, ne dorim să terminăm cu, nu știu, ce următorul obiectiv în play-out, să câștigăm play-out-ul sau locurile 7-10. Sau să câștige play-out-ul și știi foarte bine că câștigătoarea joacă un baraj. Da, aici adică nu facem diferența. Dacă la Petrolul nu este o problemă, teoretic n-ar trebui să fie o problemă faptul că echipa nu este în play-off. Dar eu sunt sigur că toată lumea e supărată că Petrolul nu e în play-off. Publicul așa e, la Ploiești, că știi că ai și lucrat acolo. Da. În schimb, ar fi o mare dezamăgire, Mihai Teja, pentru cei de la Șepși, o echipă care, în comparație cu foarte multe, are tot ce îi trebuie. Exact. Bază de pregătire, stadion, financiar, liniște, adică ai tot ce trebuie, au ratat și cupa. Da. Și dacă Șepși nu merge în play-off, pare să fie de pe acum un sezon ratat pentru echipa lui Laszlo Diosei. Așa este. Și nu depinde de ea. Și nu depinde nici de ea. Lucru foarte important, pentru că, ok, merge la Ploiești, să spunem, poate să câștige, pentru că are și un lot mult mai bun. Și cred că are calitate. Tot timpul am spus că Sepsi în ultimii 2 ani, 3 ani a avut calitate în lot. Și a avansat așa încet. Exact, așa a făcut și au făcut pașii mărunți, nu. O creștere oarecum organică. Exact, spunem, exact. Exact, adică exact. Când o paralelă între cele două echipe, Petrolul despre care exact, spuneai anterior, exact, că sunt exact anumite probleme, există niște situații și de infrastructură și așa mai departe. Așa este. În paralel pe partea cealaltă la Sfântul Gheorghe, toate condițiile sunt mai mult da, decât îndeplinite. Sunt foarte bune și există o stabilitate din mai exact multe puncte de vedere. Consider că ai vedea să merite un loc în primele 6 în momentul de față? Da, eu cred că Sepsi merită din toate pachet puncte, complet, da, așa. Overall merită Sepsi pentru că mi se pare și o strategie bună acolo, la fel o mentalitate bună. Un management, că tot spuneai, serios și sănătos. Un management bun, sănătos, pentru că au crescut, gândiți-vă că au câștigat 2 cupe și supercupă, mi se pare, în ultimii 4 ani. Adică nu e ușor, n-a câștigat FCSB.
Și un parcurs bun în Europa. Și un parcurs bun în Europa, exact. A fost la un pas să intre în grupele Conference League. Deci, și contrar așteptărilor multora care mai discută, nu un buget nelimitat, așa cum ar crede lumea, dacă aia e, dacă plâng puțin pe partea cealaltă de graniță, li se dau bani pe care îi cer. Nu este așa. Eu cred că e un management bun din ce am văzut și fiecare își face treaba pe domeniul lui. Pe bucățica lui. Se bagă mai mult. Exact. Aici la fotbal în general noi ne pricepem toți la toate și suntem și toți la fotbal, că da, și asta. Da, toți la fotbal, exact. Și atunci iată ce înseamnă. Și de aceea spun Sepsi până la urmă într-adevăr a revenit un pic cu ultimele două meciuri, a câștigat ultimele două meciuri, dar nu depinde de ea, ceea ce contează foarte mult. O mică paranteză vreau să spun, am observat toate cele patru echipe care se bat la play-off joacă în deplasare. Da, da. Deci toate joacă în deplasare. Niciuna nu este avantajată de terenul propriu. Ceea ce, până la urmă, singurele echipe care sunt un pic avantajate sunt Farul, în care depinde numai de... Da, și depinde de meciul lor și la fel Cluj. În rest, într-adevăr... Nu, meci puternic ăsta. Un meci puternic, da, Petrolul, da, cu, da, Sepsi. Da, meci bun, meci bun. Dar, cum spuneai tu, Dacian, dacă Petrolul era în situația în care să se bată, ar fi fost... Eu zic că s-ar fi bătut așa cu un FCSB Rapid. Dacă Petrolul se bătea, era aveau șanse de... Da. Era uimitor din punctul meu de vedere dacă, de exemplu, Oțelul Galați în condiții bune, Petrolul sau UTA, echipe cu suporteri, Cluj să facă parte dintr-un play-off, regulamentar așa, cam ce culoare putea avea deci un play-off. Deci pe cine dădeai afară din play-off? Nu știu, dar vorbim așa de impactul ăsta de public, de stadioane. Îl făceam mai mare play-off-ul. Era frumos așa văzut de afară, dar sunt echipele care sunt abonate acolo. Votam, scotam țara stradă la un referendum și greu de combătut. Cei de la Petrolul au fost împreună cu galeria, că Mihai știe ce înseamnă galeria la Petrolul, au fost la primărie. Domnilor, suntem într-o situație absolut delicată, ajutați-ne. Vom vedea dacă cei 500.000 de euro, de care este mare nevoie acum pentru dosarul de licențiere, vor ajunge la timp. Dacă nu mă înșel, dosarul de licențiere până pe 30 licența, martie, mai, ceva mai de un termen asta? De grație. Da, încă... Până în martie, la sfârșitul lunii martie, nu? Da, și dacă mai un termen de grație ca știu, să pentru că probleme? Așteptam și eu să se termine martie, că erau obligați să ne dea bani. Exact. Dacă nu, păi ne dea banii, automat nu mai... Deci, din categoria sechele din tinerețe... Eu cred că n-ar mai trebui să existe în Liga I echipe care să fie în imposibilitatea de a mai plăti licența pentru anul viitor. Adică ajungi la jumătatea campionatului și consider că nu mai poți să mergi mai departe sau nu ai capacitatea din punct de vedere financiar să poți să susții echipa. Păi bun, și dar poate era altă echipă în Liga a doua care își dorea mai mult, care avea o infrastructură mai bună, care avea care vrea un să participe. Stabil. Da, un buget stabil. Și aia acum toți jucătorii care au restanțe sunt cei mai bucuroși, că se termină luna martie și sunt obligați să-și primească banii. Da, pe licența, da, cu totul. Exact, da? Exact. Nu mai e cum. Așa este. Nu mai e cum. Hai să trecem și la următoarea partidă, pentru că mai avem două de discutat. Dinamo București și UTA Arad. Iarăși un meci foarte interesant, cu suporteri mulți și cu Dinamo, care eu cred că își dorește cele trei puncte, luând în considerare diferența foarte mică față de FC Voluntari. Da, Alice, dar și cu UTA Arad, da, care... Dar zi și tu o echipă care nu vrea. Hai zi. Da, dar eu cred că cea mai mare dorință a lui Mircea Rednic și a celor de la UTA Arad este... Sunt intre acolo, așa, tiptil, poate să intre în play-off. După parcursul pe care l-au avut, extraordinar. Da, dar nici ei nu dar sunt avem la mâna unitate lor. De măsură vis-a-vis nici de nu sunt la mâna lor. Și nici măcar o victorie nu le asigură prezența în play-off dacă Farul și Cluj, favorite, să spunem așa, vor câștiga partidele pe care le au. Dinamo anunță reintrarea lui Denis Politic, un jucător important, golgheterul echipei, și cred că va fi un factor important pentru Dinamo, care vine bine din urmă. Dinamo ratează incredibil la Iași, victoria. Pe teren, cred că a fost o singură echipă în acea partidă, cât contează absența antrenorului Leo Grozavu de pe bancă. Dincolo, Mircea Reni, deși are un lot cât de cât valoros, are absențe importante. Tudorie, Ștal, încă vreo doi jucători care nu sunt prezenți de această dată. N-aș vedea ca UTA să strice socotele lui Dinamo. A făcut un parcurs foarte, foarte bun. Cred că Dinamo se va impune pentru că vine bine din urmă Dinamo. Și ca în toate perspectivele, ca în tot ce înseamnă în acest moment Dinamo, văd și tot contextul ăsta general, așa par să le asigure celor de la Dinamo un culoar bun în perioada următoare. Da, eu pot să spun că UTA este singura echipă care mie mi-a plăcut. Nu neapărat că este Mircea acolo pe care este prietenul meu, dar a avut în ultimele 6 etape un parcurs foarte bun
Și jocul. A fost, joc, asta jocul a fost unul, eu cred că este printre puținele echipe care în ultima perioadă au arătat un fotbal bun. Adică jocul a fost unul foarte, foarte bun. De aceea spun, pe când la Dinamo... Și când a pierdut, scuză-mă, exact, când a pierdut la Rapid, exact, și când a pierdut la Rapid, a făcut un joc bun. Corect. Deci UTA mi se pare într-o formă sportivă bună, o echipă care s-a mai omogenizat, vorbeam despre lucrul acesta, și o echipă care devine puternică, din punctul meu de vedere. Da, Mihai, pentru că a făcut și achiziții importante pe corect, parcurs. Corect. Nu neapărat că jucătorii pe care Don Orenic i-a dus de la început. Este, au găsit este. Un Mikovski, au găsit un Lucas, în jucători dar importanți Mircea care s-au adaptat. Dar Mircea a avut un an și jumătate la dispoziție ca să formeze. Revenim din nou la continuitate. Da, da, da. Și totuși a găsit niște jucători pe parcurs, exact, care nu se impuneau la echipa de care aparțin și au venit aici ajutând și completând așa ce era acolo. Arată bine UTA. Da, UTA arată bine, din punctul meu de vedere, ca joc. Dinamo, într-adevăr, Dinamo are un elan, așa, un entuziasm. Din punct de vedere tactic stă foarte bine. Dinamo nu excelează, adică n-a făcut meciuri senzaționale. Au făcut niște meciuri în care au oprit un pic acele eșecuri, au câștigat, au avut vreo 2-3 meciuri, cred că victorii la rând, ceea ce le-au dat un psihic mult mai bun. Au luat o gură de aer, ca să spun. Din punct de vedere tactic stau foarte bine, pentru că experiența lui Kopić și Kopić ce a făcut bine la Dinamo, din punctul meu de vedere... A jucat exact pe calitățile exact. Jucătorilor. Ei n-au etalat un fotbal cum foarte bun. Cum Ovidiu Burcă. Da, exact. Estetic, așa. Ovidiu își dorea foarte mult, pentru că așa îți place și ție să joci. Da. Ca Ovidiu, nu? Adică da, la fel, cu o posesie de la portar. Așa îmi place. Sau îi plăcea, mai bine zis. Dacian. Dar prinzând un pic de experiență, mi-am dat seama că mi-a plăcut odată așa, dar am stat pe bară vreo 2 luni, 3 luni, 5. Mi-a mai plăcut încă o dată așa, am mai stat încă o dată pe bară vreo 3, 4, 5 luni. Deci trebuie să fii mult mai pragmatic. Exact. Adică până la urmă, la noi nu se cere chestia asta, pentru că nu interpretează nimeni jocul asta tău. Asta este vorba lui Dan Petrescu, care mereu cer, o să... Exact. Și aici vin și la Dan Petrescu, de care îl amintești, pentru că am avut odată o discuție tot așa, am jucat cu CFR și eu de multe ori am cam fost nașul Dan Petrescu. Da, pentru că el îmi spunea fermător. Exact. Eu nu sunt președinte, nu sunt patron. Îmi pune cineva un contract pe 5 ani că dacă joc frumos, exact, nu mă dă afară? Exact. Nu. Exact. Păi și atunci? Exact. Și am ajuns, eu prin experiența acumulată, am ajuns la concluzia că trebuie să câștig. Punctele contează. Indiferent cum joc, trebuie, dacă joc prost și câștig, toată lumea... Aduți aminte ce bine ai început cu Botoșani. Da, cu toate. Și joc frumos. Exact, exact. Și ce s-a întâmplat? Știu ce s-a întâmplat. Eu de asta îți spun. Dacă câștigi un meci la noi în România, toată lumea spune că joci bine. Indiferent că poate nu joci bine, tu nu ești mulțumit cum joci sau nu vrei așa. Dar toată lumea zice, nu, a jucat bine, că a câștigat. Oricum, după o săptămână se uită. Și după o săptămână se uită. Și atunci am ajuns la concluzia că trebuie să fiu pragmatic, să câștig, să-mi îndeplinesc obiectivul. Deci eu mi-aduc aminte, sunt curios să văd câți din Botoșani și aduc aminte de primele tale meciuri la Botoșani. Exact. Pasele, exact, golurile marcate, da, joc, și stilul de, da, asta spun, stilul, nu, de joc, adică n-a fost nimic la întâmplare. Da, exact. Da, deci domnul Ifime nu-și aducea nimic. Ce s-a întâmplat, spune și strigau demisia. Deci domnul Ifime nu-și aducea. Asta spun, adică... Na. Nu era bucurie că, uite băi, se vede. Exact. Se vede mâna antrenorului. Da. Nu, domnule, a marcat un gol în minutul 90 cu capul. Pentru sau e a fost important autogol. Să fie analizat de cineva. Dar și depinde de cine ești analizat. Iar ne întoarcem. Exact. Depinde ce președinte ai, depinde ce președinte care să înțeleagă, exact, fotbalul. Exact, aici e ideea. Hai că am ajuns și la ultima partidă, că au zburat minutele pe ziua de astăzi și vorbim și despre FC Voluntari și Ucluj. Ucluj care ar fi o performanță fantastică pentru ei să prindă un loc de play-off. Pe partea cealaltă, de aceea îmi dă din cap așa, nu prea mulțumit, nu prea ai fost mulțumit de cei de la Ucluj, că tu mi-ai zis mereu că îți place. Păi îmi place, dar... Dar eu zic că un meci foarte, foarte greu, părerea mea. Automat, pentru că FC Voluntari are diferență mică să facă switch-ul de locuri cu Dinamo. Asta spun. Toate că sunt la mâna lor cei de la Ucluj, eu cred că îi așteaptă cel mai greu meci. Ar fi preferat, eu cred că Ucluj ar fi preferat să joace cu oricare de echipă. Să nu joace cu Voluntari, pentru că Voluntari sunt echipa aia rănită, care la fel nu au nicio șansă, nu se mulțumesc cu un punct, că nu îi ajută cu absolut un punct, pentru că în jumătățit e 0,5, da? Deci și Voluntariul trebuie să joace la victorie.
sincer, chiar nu-i văd deloc bine pe Universitatea Cluj. Da, parte, și Clujul. Aduți aminte, Ionel, că nu e echipa care să... Da. Să aibă o continuitate. Are jucători de o calitate incontestabilă, exact, care pot decide de unul singur o partidă. Și am văzut ultimele două jocuri, 1-0, că spune Mihai Teja, acest spectacol, nici Ioan Ovidiu Sobor nu mai dorește acest lucru, Nistor 1-0, Dani Popa 1-0, puncte importante care ține echipa în viață acolo. Ar fi super mulțumit cu 1-0 și la voluntari. Dincolo spuneai tu că te aventurezi tu fece voluntari. Dar pe fondul ăsta de instabilitate al echipei care n-a câștigat atât de multe etape, noi nu știu ce va putea face Nicolae Dică, Mihai Teja, să scoată echipa din letargie asta. Echipa n-a arătat rău. Da, le convine jucători... și celor de la voluntari, pentru că Universitatea Cluj trebuie să câștige. Nu, spuneam că sunt jucători care trebuie să iasă la joc. Altă dată marcau și cu poarta goală, mă uitam la Dumitru și la alții din situații și ce vine oarecum ai toca antrenor când jucătorii tăi în fața porții adverse sunt blocați realmente și nu mai pot marca din situații simple. Se schimbă radical situația partidei, dar dacă tu nu mai poți marca, goluri primești pe bandă rulantă, a dispărut și capitanul echipei, evident este misiunea antrenorului Nicolae Dică. O misiune extrem de dificilă pentru Nicolae Dică în partida cu Cluj. Și în partida cu Cluj. Da, va fi un meci important vis-a-vis de ce spunea și Dacian, dacă Petrolul se bătea și Petrolul Sepsi ar fi însemnat așa. Iată că acum avem voluntari cu Cluj, două obiective pentru cele diferite, două echipe, corect, total diferite, dar extraordinar de importante pentru fiecare echipă. Pentru că pentru Cluj, la ce se întâmplă la Cluj în momentul de față, obiectivul lor este primele șase. Exact, obiectivul lor este primele șase. La salariile care au totul la zi plătit și infrastructură, tot ce au acolo, tot ce se întâmplă, emulația care s-a creat la Cluj în momentul acesta, cu toți jucătorii, are un lot foarte bun, cum spuneai și tu, Nelu. Și generos, adică, plătiți. Generos plătiți, senzațional. Este o emulație incredibilă și e clar că se vrea mai mult. Și venim aici la voluntari în care voluntari cred că e un pic deasupra nivelul mării. Așa, un pic, au luat apa, un pic de apă și ar trebui să respire. Iar cu meciul ăsta, cred că ar putea să respire. Dacă nu, este foarte greu, pentru că mai urmează 9 meciuri, 5 în deplasare, 4 acasă și este foarte greu. Cu un Dinamo care e puternică în spatele tău sau la egalitate de puncte cu tine și este foarte greu în play. Da, zic, îi ajută pe cei de la voluntari meciul ăsta, pentru că, repet, Universitatea Cluj trebuie să câștige. Universitatea Cluj nu își permite să meargă la un rezultat de egalitate. Da, se pună pe două linii și să joace doar pe contraatac. Dar și voluntari trebuie să câștige. Păi asta am spus. Dar eu zic că o să vedem niște spații mari acolo. Mi-e greu să cred că nu. Eu cred că o să vedem un meci cu goluri. Da. Mi-e greu să cred, pentru că, repet, amândouă echipele trebuie să câștige. Sper să fie frumos, da. Aceea cu goluri, după ce Cluj a câștigat cele două partide anterioare, e cu 1-0. Păi a câștigat 1-0 pentru... Suficient. Păi da, lor le trebuia doar 1-0 și au stat. Dar aici... Aici nu poți să știi, pentru că toate joacă la aceeași oră. Așa Ionel, de asta spun. Adică mi-e greu să cred diferă că... Diferă o partidă de alta, evident că sunt circumstanțe de altă natură la fiecare joc. Aici e o situație absolut delicată pentru FC Voluntar, care are mare nevoie, acută nevoie de victorie, pentru că orice altă rezultat în afara victoriei, cine știe ce poate aduce acum la căderea cortinei peste sezonul regulat. Nu știu cine mai are răbdare, pentru că situația devine din ce în ce mai delicată. Da, nu e problema de răbdare, că n-ai ce să faci, trebuie să scoți. Până la urmă nu e că s-a epuizat timpul, ci trebuie să iei anumite decizii, asta astfel spuneam, încât ca să poată... Sub presiune, așa. Exact. Și nu e neapărat de antrenor sau de... Pentru că nu e numai antrenorul. Nu m-am gândit la antrenor. Nu, eu nu m-am gândit adică, la antrenor în niciun caz. Eu tot timpul am spus, o echipă când... Sau eșecul unui antrenor sau eșecul unei echipei este oglinda antrenorului și este oglinda conducerii. Pentru că pe antrenor îl aduce conducerea. Nu îl aduce nimeni altcineva. Sunt multe puncte în joc. Mai sunt puncte în joc. Sunt puncte. Mai ales că se înjumătățesc, dar mă refer la voluntari. Dar e foarte important meciul acesta. Mă refer și psihic. Da. Corect. Pentru jucători, pentru moralul lor, pentru uite că se poate. Adică sunt două echipe care este clar că trebuie să câștige acest meci. Pe cine vezi, Mihai, dintre echipele despre care am vorbit să ocupe sezonul acesta două locuri de play-off? Văd Farul. Și sunt sigur. Și e greu de ales în partea cealaltă. Farul, mi-ar plăcea UTA, dar cred că o să fie Cluj, nu știu. Eram sigur că ăsta e răspunsul. De ce nu era pe aceeași împărtășește aceeași idee? Are destule argumente Mihai Teja, cu riscul de a-l supăra. Eu n-aș vrea să fie Cluj. Dar ce știu că ar vrea să fie Hermannstadt, pentru că ales să fie Cluj.
în micul nostru joc, punem la început așa cine să ocupe. Dar uite, vezi, acum putem să punem două locuri, dacă știam. Da, e, nu dă nimeni. Am rămas în cărți până la ultima etapă, da, deocamdată. Da, ai rămas, ești... Oricum, drag Alice, dacă întors spectacolul este asigurat, se întoarce Marius și Mudică mâine în țară și deja se spune că prima ofertă a venit deja pentru Marius și Mudică. Zi de zi vom vedea echipele care au instabilitate. La Craiova, Napoli. La Craiova cealaltă deja spune că a fost sunat. Am crezut că iară cu la cealaltă Craiova, că e Napoli a 10-a oară. E ok, când pentru a 11-a oară, hai că mai vedem. Mulțumim tare mult, Mihai, că ai trecut pe la noi, te mai așteptăm. Dragilor, asemenea, acesta a fost timpul și de pe ziua de astăzi. Ne revedem mâine de la 17:30. Rămâneți cu Metropola TV. Seara frumoasă!